Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru vineri, 9 aprilie. Hai să vedem pentru această zi de vineri, zi în care avem, din punct de vedere astrologic, un aspect foarte interesant. E vorba de cuadratura dintre Marte și Neptun. Să vedem ce cărți o să iasă pe etalarea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok, foarte interesant. În primul rând vreau să vă mai vorbesc puțin despre această cuadratură între Marte și Neptun, care ne afectează pe toți astăzi. Dacă o să vă simțiți mai lipsiți de energie, mai lipsiți de motivație, parcă nu vă puteți ridica din pat sau nu aveți energia și dorința suficientă de a face anumite lucruri, nu vă panicați, doar energia zilei, doar cuadratura dintre Marte și Neptun o să treacă, lăsați încă vreo două zile și până luni deja o să avem alte energii, o să fie lucrurile foarte diferite. E posibil aici ca cei mai afectați de această cuadratură dintre Marte și Neptun să fie nativii din Gemeni, unde este planeta Marte în această perioadă, Pești, unde e planeta Neptun în această perioadă, dar și Berbecii și Scorpionii, care sunt guvernați de planeta Marte. Prin urmare, aveți grijă, acordați-vă suficient timp, nu vă impuneți să faceți anumite lucruri dacă simțiți că n-aveți energia sau n-aveți dorința de a face acele lucruri. Acordați-vă un timp de respiro, lăsați să treacă weekendul, reveniți-vă și de săptămâna viitoare lucrurile o să stea mai bine. Și acum revenind la etalarea zilnică, aici avem pe partea de dragoste, de sentimente și emoții, Turnul, arcana majoră care în tarot ne vorbește despre distrugerea unor lucruri, despre anumite lucruri care trebuie să dispară din viața voastră pentru că nu erau benefice pentru voi, nu erau benefice pentru dezvoltarea voastră viitoare. Pentru o mică parte dintre voi, aici, într-adevăr, e posibil să fie vorba de o despărțire, dar doar pentru o mică parte dintre voi. Pentru majoritatea, turnul acesta o să vorbească de niște obiceiuri, lucruri, cuvinte, de niște elemente care trebuie să dispară din viața voastră, astfel încât relația voastră să poată să supraviețuiască. Și aici e important să fiți foarte atenți la mesajele pe care partenerul sau partenera voastră vi le transmite, pentru că persoana de lângă voi vă spune, vă cere clar, tare, răspicat care sunt nevoile sale și voi trebuie să onorați aceste nevoi dacă vă doriți ca relația să aibă șanse de supraviețuire. Și la fel e și pentru voi. Dacă voi aveți niște lucruri pe care partenerul sau partenera voastră le tot face, le spune, le repetă și care pe voi vă deranjează și efectiv sunt atât de importante pentru voi încât simțiți că dacă se mai repetă aceleași teme, aceleași topicuri, aceleași cuvinte, nu o să mai puteți să continuați cu relația, e important aici să aveți aceste discuții cu partenerul sau partenera voastră, să puneți lucrurile pe masă cu calm, fără certuri, fără cuvinte urâte, fără voce ridicată, să aveți aceste discuții și împreună să hotărâți dacă puteți să renunțați la acele lucruri, dacă relația voastră este mai importantă decât acele obiceiuri, decât acele cuvinte, decât acele gânduri care sunt destructive pentru voi ca și cuplu. Dacă nu puteți să renunțați la aceste lucruri, asta este, mai devreme sau mai târziu, turnul o să vă distrugă totul, o să radă totul de la zero. Aici vreau foarte mult să vă atrag atenția că etalarea de tarot nu vă bate în cuie destinul, doar vă spune care este potențialul energetic, dar stă în puterea voastră să hotărâți ce vreți să faceți, ce e mai important pentru voi, relația sau obiceiul la care nu puteți să renunțați, relația sau o altă persoană care se tot bagă între voi, relația sau acel ceva, acel cineva care distruge legătura dintre voi doi. Voi trebuie să hotărâți și trebuie să vă asumați faptul că aveți liberul arbitru, că aveți posibilitatea de a decide în ce direcție vreți să o luați. Și în funcție de deciziile voastre va trebui să acceptați că și consecințele sunt tot ale voastre. Pentru cei singuri,
Dacă o persoană cu care discutați sau de care erați interesată dintr-o dată dispare din viața voastră, foarte important aici să înțelegeți că acest lucru s-a întâmplat pentru binele vostru, pentru că nu era ce trebuie acolo, nu era persoana potrivită pentru voi și divinitatea are ceva mai bun pregătit pentru voi. Da? Prin urmare, nu suferiți, nu plângeți, nu intrați în depresie, dimpotrivă, mulțumiți-i lui Dumnezeu că o să vă trimită ceva mai bun în viața voastră în viitor. Fiți optimiști și așteptați acest cadou frumos pe care Universul îl are pregătit pentru voi. Pe partea de sănătate, avem aici o altă arcană majoră, este vorba de forța, arcana majoră care în tarot reprezintă zodia leului. Și această carte ne vorbește despre nevoia de autocontrol. Dacă doriți să vedeți aici niște schimbări benefice în sănătatea voastră, în corpul vostru, în organismul vostru, va trebui să vă controlați mai bine impulsurile. Va trebui să învățați să fiți mai disciplinați în viața voastră. Și aici ar putea să fie benefic pentru voi, fie să vă impuneți, să vă treziți în fiecare zi la aceeași oră, să aveți un orar fix de mese, să mâncați în fiecare zi la aceleași intervale orare, să vă planificați mesele din timp, da? Vă faceți o dată pe săptămână o listă cu tot ce plănuiți să mâncați în săptămâna următoare, pe urmă mergeți la cumpărături o singură dată în săptămâna respectivă și tot timpul să vă asigurați că vă pregătiți mesele dinainte, dar nu lăsați pe ultima sută de metri atunci când vă este foame și sub această influență de foame în care oricum toți hormonii voștri deja sunt dezechilibrați, în care insulina voastră e fix cum nu trebuie să fie ca să luați deciziile cele mai echilibrate și mai benefice pentru voi. Nu, dimpotrivă, nu vă permiteți să ajungeți în această situație, planificați-vă totul din timp și atunci nu o să mai aveți nicio scuză că de ce mâncați prostii, mâncați de la fast food sau vă comandați tot felul de mâncăruri care nu sunt tocmai ok pentru voi. Aici mesajul este clar, trebuie să vă planificați orice ar fi, orice obicei benefic vreți să implementați în viața voastră, trebuie să-l planificați și să fiți foarte stricți, foarte rigizi cu voi înșivă ca să transformați aceste noi obiceiuri într-o rutină. După aproximativ 20-30 de zile în care sunteți consecvenți și faceți aceste lucruri zilnic, deja o să devină rutină și o să vedeți că nu o să mai fie atât de greu pentru voi să le faceți. O să devină așa o chestie inconștientă, un reflex oarecum. Fie că vreți să aveți o dietă mai echilibrată, fie că vreți să începeți să faceți sport, fie că trebuie să luați anumite tratamente, anumite terapii, orice ar fi aici, orice ar trebui să implementați în viața voastră, trebuie să fiți organizați, structurați și să vă impuneți să faceți aceste lucruri pentru că sunt pentru binele vostru. Pentru cei care nu aveți mari probleme de sănătate și faceți deja sport în fiecare zi, mai ales în această zi de vineri, ar fi indicat să faceți un antrenament pentru dezvoltarea mușchilor, un antrenament cu greutăți. Dacă nu aveți posibilitatea să mergeți la sală și să vă antrenați cu greutăți, puteți și prin greutatea propriului vostru corp să faceți anumite exerciții care să vă dezvolte musculatura. Da? Astăzi nu e ziua de cardio, azi e ziua de dezvoltat musculatura. Pe partea de afaceri, bani și carieră, avem aici un rege, regele de cupe, care ne vorbește despre decizii înțelepte, decizii luate pentru binele nostru suprem, despre decizii care le luăm acum și o să ne influențeze până la pensie. Prin urmare, fiți foarte atenți la ce decizii, ce opțiuni apar astăzi în fața voastră și analizați foarte atent toate posibilitățile din fața voastră înainte să luați o hotărâre, înainte să semnați un act, înainte să începeți ceva nou, pentru că toate aceste lucruri o să vă influențeze pe termen lung. Pentru o parte dintre voi e posibil ca astăzi să întâlniți o persoană care are atributele regelui de cupe, o persoană posibil mai în vârstă sau pur și simplu mai înțeleaptă, cu studii superioare, cu foarte multă experiență de viață, o persoană care, dacă vă jucați bine cărțile, poate să devină un mentor pentru voi.
poate să vă ajute, să vă ghideze, să vă ia sub aripa sa protectoare și să vă învețe niște lucruri. Dacă nu știți exact ce decizie să luați, puteți să apelați la acest rege de cupe cu încredere, pentru că va ști exact ce mesaj să vă transmită, astfel încât să vă înțelegeți mai bine pe voi înșivă și să luați decizia corectă pentru voi. Dar acest rege de cupe nu o să vă zică fă aia, fă aia, ci prin anumite pilde, prin anumite exemple, prin anumite povești de viață, o să vă deschidă mintea și o să vă ajute ca voi să înțelegeți mai bine situația și să puteți să luați cea mai bună decizie pentru voi. Eu de obicei echivalez acest rege de cupe cu arhetipul regelui Solomon, da? Acea înțelepciune care combină în ea atât un intelect foarte bine dezvoltat, cât și o înțelegere foarte adâncă și foarte bună a emoțiilor umane, a lucrurilor care îi mână pe oameni să facă anumite lucruri. Și când o să întâlniți acest rege de cupe, o să știți exact cine e. Poate să fie bărbat, poate să fie femeie, dar o să fie o persoană foarte inteligentă, o persoană care vorbește foarte frumos, care povestește foarte frumos, care vă ajută să vedeți lumea într-o altă manieră, dintr-o altă perspectivă. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos pentru această zi, pentru a completa etalarea zilnică. Până când amestec eu aceste cărți, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă nu ați rezonat 100% cu mesajul meu, atunci vă recomand să mergeți și la etalările lunare. Vă las aici în colțul din dreapta sus linkul către playlist-ul în care găsiți videoul pentru fiecare zodie în parte, pentru că în acele videouri, în acele analize, merg mult mai detaliat pe fiecare semn zodiacal în parte, vă descriu pentru fiecare zi din luna aprilie ce evenimente astrologice ne așteaptă, ca să vă puteți face un plan, să vă puteți planifica acțiunile, inițiativele în funcție de zilele cele mai propice din punct de vedere astrologic, în funcție de zilele cele mai benefice pentru acel tip de acțiune sau de inițiativă. Și la final acolo scot și mesaje suplimentare de la cărțile de tarot și de la cărțile de oracol și astrozaruri pentru a completa lucrurile pe care nu le-am văzut doar interpretând aspectele planetare. Bun, și acum hai să vedem mesajul suplimentar de la cărțile oracol pentru această zi, pentru toată lumea, este următorul. Toate relațiile mele sunt înconjurate de un cerc de iubire. Toți suntem elevi și profesori. Mă întreb adesea, ce am venit să învăț aici și ce am venit să îi învăț pe ceilalți? Un mesaj foarte frumos care vine aici și completează în special energia acestui rege de cupe. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!